Dilema veche la timpul prezent. Problema incompetenței ne privește pe toți, scrie sociologul Dorin Bodea, numărul de astăzi al revistei Dilema Veche. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Dorin Bodea, bun venit! Bine v-am găsit! Și jurnalistul Andrei Manolescu, coordonatorul dosarului despre incompetență din Dilema Veche, bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! Andrei Manolescu, ați pomenit în deschiderea dosarului un studiu internațional conform căruia România este pe locul al treilea în lume la lipsa de specialiști. Oare cum am ajuns aici? Probabil că sunt mai multe cauze. O parte dintre specialiștii, nu prea mulți pe care îi avem, probabil că au plecat și au găsit de lucru în alte țări. Cei care au rămas în țară sunt foarte ocupați și deci nu pot fi recrutați, să spunem așa, de alte companii, fiindcă studiul e făcut, din câte îmi dau seama, dintr-un sondaj adresat companiilor care se plâng în toată lumea că nu găsesc specialiști. Se pare că e o criză pe plan mondial, procentul fiind de 40%, adică pe plan mondial se spune că nu se găsesc în proporție de 40% specialiștii căutați. Un procent care s-a mai înregistrat în 2006, în 2007 a fost chiar și mai mare, a fost 41%, după care a scăzut și acum a revenit. Sigur, România este într-o companie foarte specială, foarte selectă, putem spune. Pe primul loc în acest sondaj e Japonia și pe locul al doilea Taiwan. Dar întrebând specialiști în economie, fiindcă eram curios de ce e așa, ce legătură avem noi cu Japonia și cu Taiwanul, mi s-a spus nu, motivele sunt cu totul altele, aproape opuse. În Japonia există o ocupare a forței de muncă de aproape 100% și de aceea nu ai cum să găsești un specialist în Japonia, că orice specialist e angajat undeva. În România, în schimb, și în Taiwan probabil că e la fel. În România, ca și în Bulgaria, mai sunt în primele 10 țări din aceeași zonă geografică, Bulgaria, Ungaria, Grecia, aici nu se găsesc specialiști pentru că se pare că sunt prea puțini. Dorin Bodea, care sunt domeniile deficitare? În ce domenii ne lipsesc oamenii competenți? Cred că putem vorbi de aproape toate domeniile, dar mie îmi place să cred din experiența pe care o am cu diverse tipuri de organizații, că în primul rând lipsa de specialiști pleacă de la management. Foarte mulți manageri nu cultivă o astfel de practică de a dezvolta specialiști, până la urmă competența se învață, chiar dacă nu există la un moment dat. Dacă există o calitate umană, cum ar fi o motivație și un caracter minimal, o competență se poate dezvolta. Dar pentru că în multe companii nu există un management adecvat, se difuzează această lipsă de specialiști până la urmă. Toată lumea se plânge, mai ales cei în funcțiile de conducere, că nu găsesc specialiști din afară. Dar nici nu fac în bună măsură, sau în multe companii, să nu generalizez, nu se întâmplă și o pregătire a acestora. Dar chiar așa, este o problemă a sistemului de educație sau este un dezechilibru în ofertele de și cererile de muncă pe piață? Este o problematică combinată. Sigur că și sistemul de educație nu este adecvat pieței de muncă, pieței muncii, dar eu n-aș spune că un sistem de educație ar trebui neapărat coordonat cu cerințele pieței muncii. Sigur, trebuie să țină seama de el, dar în primul rând educația înseamnă să te dezvolte ca om și să deschidă diverse perspective. Și pe urmă, să zic așa, un om deja cât de cât format poate să-și aleagă o anumită carieră sau o anumită specializare, în ce anume să devină competent. Andrei Manolescu, să ne amintim, acum câțiva ani, un om politic de top spunea la un moment dat că avem nevoie de tinichigii și de mecanici auto, iar școala românească produce filozofi și aceia sunt neintegrabili în câmpul muncii. E real acest dezechilibru?
Mie mi se pare că școala românească nu produce nici filozofi. Ar fi bine să producă filozofi și nu tinichigii. Tinichigii pot învăța meseria la locul de muncă, prin ucenicie, prin alte... se pot califica la locul de muncă. Școlile ar trebui să producă competențe generale, cum scrie un colaborator al nostru, Sorin Costreie, că sunt două feluri de competențe, specifice și generale. Școala ar trebui să ofere competențele generale și adică un set de cunoștințe care să formeze un om bun, un bun cetățean, capabil să se adapteze și să învețe lucruri specifice mai târziu pentru fiecare loc de muncă. Hai să vorbim despre un domeniu pe care îl cunoaștem foarte bine, Andrei Manolescu, suntem jurnaliști amândoi. Ce înseamnă competențele specifice unui jurnalist pe care a trebuit să le dobândească în urma facultății de jurnalist sau altei facultăți și care sunt competențele generale pe care trebuie să le posede? La jurnaliști, aparent, cel puțin, ar trebui să fie foarte apropiate competențele generale de cele specifice și nu cred că un jurnalist poate să aibă vreo performanță fără să aibă competențe, o cultură generală, în primul rând, serioasă și... Totuși, există și niște competențe specifice pe care am constatat că foarte mulți jurnaliști nu le au sau le-au uitat sau nu vor să le pună în practică. Și sunt principii pe care ar trebui să le respecte, pe care foarte rar le vedem respectate, de fapt. Unul foarte simplu și pe care tindem să-l pierdem din vedere tot timpul este acela de a, deci asta ar fi o competență și generală, dar și specifică, acela de a asculta și partea cealaltă. Spui ceva despre cineva, faci un reportaj, un text, un material, un așa, în care descrii un anumit personaj și eventual spui acuzațiile care îi se aduc și pe el nu-l întrebi cum se apără sau cineva, nu pui în balanță lucrurile, nu... Și sunt multe alte asemenea aparent mărunțișuri care ar trebui să facă parte din setul de competențe specifice ale unui jurnalist, adică jurnalistul să știe că e obligatoriu să facă lucrul ăla. Dorin Bodea, ce înseamnă să fii un bun manager? Grea întrebare. Până la urmă, totul pleacă de să fii un om, să ai un, să fii onest, evident. Totul pleacă de la caracter și să ai motivație de a fi manager. O motivație corectă pentru a conduce. După aceea încep niște competențe un pic mai generale, cum ar fi cele de management, de leadership și antreprenoriale, de a crea valoare și de a dezvolta. Și pe urmă, pe fiecare din aceste domenii, management, leadership, antreprenoriat, sunt o serie de competențe specifice. La un moment dat cineva a enumerat toate aceste competențe și se adunau vreo 42 de competențe, care pentru un bun manager, cu cât se afla mai în vârf, era nevoie să fie dezvoltată. Pentru că sunteți autor la unei cărți, al unui studiu despre relațiile dintre angajați și angajatori în România, cum se dezvoltă aceste relații și în ce măsură managerii de top din România sunt într-adevăr întruchiparea competenței pe domeniile respective? Eu n-aș spune că sunt nici mai buni, nici mai răi decât ceilalți. Sigur, experiențele sunt limitate cu expații, dar peste tot în lume, la nivelul cel mai înalt de management, de director executiv, există mai multe studii care arată că cam două treimi din cei care conduc astăzi destinele organizațiilor vor eșua în următorii trei ani. Vor fi schimbați din diverse motive, evident că unii vor eșua din propria lor incompetență. Dar există o cultură a muncii? Adică angajații merg cumva după angajator? Există o cultură a răsplatei muncii?
Ei, despre asta e vorba și din acest motiv adesea învinovățesc sau cred că una din cauzele răului din organizație este dată de management. Pentru că nu poți să ceri rezultate unui om, managerul nu poate să ceară rezultate unui om care abia a intrat, să spunem, în câmpul muncii sau abia l-a selectat să intre în acea companie fără să facă și el ceva, fără să-l învețe cum anume se muncește în acea companie. De pildă, o bună cunoștință cu care lucrez de multă vreme îmi spunea, care a avut o experiență în Germania prin anii, între anii 90 și 2000, îmi spunea că i-a luat aproape 10 ani să înțeleagă că, de fapt, nu este la fel de productiv ca un german, făcând exact același lucru. Îmi spunea că, de pildă, erau 2-3 ore, se putea ridica la ritmul de muncă a unui german, dar pe urmă nu putea să susțină acest ritm. Și întrebarea este de ce? De fapt, răspunsul este unul relativ simplu, pentru că stilul de muncă diferă. Și stilul de muncă are de-a face mai degrabă cu valorile pe care le împărtășește angajatul, cu ceea ce crede despre munca lui și cu semnificația pe care o are munca pentru el. Asta ține foarte mult de management, să pună în relație angajatul cu interesele angajatorului, astfel încât să fie o relație echilibrată cu beneficii de ambele părți. Dar cum ați defini incompetența? Incompetența, Dexu o definește foarte drăguț, în sensul că îi pune echivalent între incompetență și nevrednicie, inadecvare, prostie. Și chiar, la un moment dat, specifică că incompetența înseamnă a nu avea dreptul de a face ceva. Asta ar fi minunat ca anumite persoane pe care le cunoaștem cu toții, mai ales din viața publică, să nu aibă dreptul sau să le fie interzis să facă, să-și exercite așa zisa meserie pe care o practică acum. Vorbiți în articolul din Dilema Veche despre două feluri de incompetenți, cei care știu și cei care nu știu că sunt incompetenți. Care sunt mai periculoși și de ce? Ambii sunt periculoși, dar evident că cei care știu că sunt incompetenți sunt un pic mai periculoși decât ceilalți, pentru că propovătuiesc un rău, un rău social. Până la urmă, armele celui care știe că este incompetent, în comparație cu cel care este competent, armele lui sunt minciuna, fraudarea sau ticăloșia, sub diversele ei forme. Da, există o scală, niște măsurători exacte pe scala competenței? În multe companii există aceste măsurători și diferența dintr-o companie de succes și una care eșuează de multe ori se întâmplă în sistemul de selecție pe care o folosește. La fel, am putea spune și diferența între, să spunem, țara noastră și statele occidentale cu care ne comparăm, este dată de sistemul de selecție pe care îl avem și pe care îl folosim. Evident că peste tot în lume, și în Germania, și în Statele Unite, mai eșuează din când în când acest sistem de selecție. Dar există o continuitate și există câteva criterii clare și o transparență cu care se face selecția. Apropo de selecție, sunt diferențe semnificative între stat și privat? Cred că sunt diferențe semnificative. În privat, totuși, nu poți să reziști dacă nu ai niște rezultate. Bun, acum se pune și problema rezultatelor. De multe ori nu este neapărat un efect al competenței, ci și al oportunităților, al împrejurărilor, al contextului. Contextul este important. În schimb, la stat, de multe ori se întâmplă ca lipsa competențelor să meargă mână în mână și cu lipsa caracterului. Am două exemple cu două companii. La un moment dat chiar am scris un scurt articol, se chema Hoția versus Nepotismul. Vă rog. În care o companie privată și una publică, în ambele companii se fura pe timpuri. E un caz de prin anii 95-96. În compania privată, care era din industria, să spunem, băuturilor alcoolice, a vinului mai exact, s-au format multe centre de distribuție și se fura. În fiecare centru de distribuție se fura. În anumite centre se ajunsese la vreo 20% din total
din totalul, să spunem, volumului să se fure. Și ei au găsit de cuvință să stopeze acest furt. Cum? Punându-și rudele să conducă toate aceste centre. Și era o minunăție de rețea de rude care, într-adevăr, au reușit să diminueze mult. Nu, n-au stopat furtul, dar au diminuat și l-au ținut sub control. Pe urmă s-a pus problema după 2 ani de zile și au dat seama că, de fapt, nu se dezvoltă deloc acele centre, că, de fapt, nu era vorba de competență. Deci, mi-a plăcut să cred multă vreme că, iată un caz în care nepotismul a reușit să înfrâneze cumva furtul, dar a dat în cealaltă belea, adică incompetență și care înseamnă să nu dezvolți, să ții sau să pui frână tuturor inițiativelor de dezvoltare. În schimb, în compania publică nu s-a rezolvat absolut nimic. Adică pentru că se fura prin nepotism în acea companie. Și practic, în același timp, când vorbim despre această comparație cu stat și privat, sunt de multe ori niște diferențe importante în salarizarea angajaților. Pot companiile de stat, pot instituțiile publice să recruteze oameni competenți din moment ce oferta salarială este foarte mică? Sunt multe cazuri în care oameni din companii private au trecut în anumite funcții publice. Sigur că e important salariul. Diferența să nu fie una consistentă. Dar știu și exemple de salarii de la stat foarte în regulă. Chiar unele peste ceea ce se practică în sistemul privat. Dar cum se explică faptul că pot ajunge în cele mai înalte funcții din companii oameni incompetenți? Andrei Manolescu. Cred că este celebrul principiu al lui Peter. Lawrence Peter era un educator canadian care a descoperit în anii 60 un principiu pe care l-a expus într-o carte foarte amuzantă, dar foarte serioasă în același timp. Teoria fiind că orice om competent în funcția în care e pe postul lui va fi avansat. Și probabil că în postul de deasupra nu va mai fi la fel de competent. În orice caz, fenomenul funcționează până când omul e avansat într-una, până când ajunge să-și atingă nivelul maxim de incompetență. Acesta fiind celebrul principiu al lui Peter. Și se pare că într-o companie, într-o organizație, sistemul ăsta natural se petrece și așa încât foarte mulți angajați ajung să fie pe posturi unde nu se pricep, pe posturi unde în care sunt incompetenți, iar un corolar la acest principiu al lui Peter este că munca este făcută în cele din urmă de câțiva angajați, mult mai puțin decât majoritatea, care încă sunt competenți pe posturile lor. Pentru că n-au fost avansați. Încă n-au fost avansați. Și care vor deveni incompetenți la un moment dat. Și ei vor deveni incompetenți, da. Dar totuși, cum se poate opri această spirală? Cum putem lupta cu incompetența? Dorin Bodea. Până la urmă, asta e pericolul care ne paște pe toți, nu? Să avansăm până acolo unde ne confruntăm cu propria noastră incompetență, de fapt întâlnirea cu incompetența noastră. Cred că una din condițiile de bază este onestitatea față de noi înșine și de a refuza și de a refuza anumite propuneri care ne tentează sau care ne flatează ego-ul și ne fac să devenim ceea ce nu suntem. Pe urmă, autocunoașterea, o analiză critică, o cunoaștere de sine, până la urmă, este inevitabilă. Este ceea ce face diferența între oameni. Cunoașterea este și principiul de bază al modului în care cultura și civilizația europeană a devenit ceea ce este acum. Cunoaște-te pe tine însuți. E un subiect despre care am mai vorbit la Radio România Cultural, exportul de creiere, exportul de competențe, pentru că acesta este cuvântul cheie în această seară. Academia Română a propus într-un studiu, prognoză pe mai mulți ani, o soluție la fuga creierilor, și anume se oblige
pe absolvenții de stat să lucreze cel puțin atâția ani în România câți au fost subvenționați în învățământul gratuit de stat. Vi se pare o soluție? Și dacă nu, care ar fi soluția pentru a păstra în România absolvenții de universitate foarte buni? Soluția mi se pare crearea unui cadru care să-i atragă pe oameni să vină sau să intre în sistem. Crearea unor premise în care să dezvolte mai multe organizații pentru a atrage acești tineri și inclusiv în zona publică, crearea unui cadru organizațional, instituțional, care să permită acest lucru. Știm cu toții că sistemul educațional și sistemul de sănătate, în care există foarte mulți angajați, funcționează după premise false sau mincinoase în acest moment. Că, de fapt, cei mai buni, sistemul educațional adună, din păcate, foarte mulți incompetenți încă din fașă, care nu au nici măcar o înclinare să devină, sau o motivație să devină profesori, să nu mai vorbim de vocația de a fi dascăl. Iar sistemul de sănătate, pentru că, așa cum spunea și Andrei la început, pentru că este o criză de specialiști peste tot în lume, sistemul de sănătate reușește, din păcate, în bună măsură, să nu rețină persoanele talentate cu potențial de a practica medicina și care își găsesc specializările sau să practice în altă parte. Există și o inerție a sistemului. Cum poate fi depășită, Andrei Manolescu? Referitor la întrebarea dinainte, eu aș vrea să mai spun că au mai fost niște asemenea propuneri și nu știu dacă nu era chiar și o lege sau un decret pe vremea lui Ceaușescu, când cei care emigrau, dacă într-adevăr în cele din urmă li se dădea voie să emigreze sau să-și reunească familie, trebuiau să-și plătească studiile. Nu știu cum poți să obligi niște oameni să lucreze tot atâția ani în câmpul muncii, cum se spunea, cât timp au fost școliți în statul respectiv. Și, pe de altă parte, sunt oameni care și-au făcut școlile în alte țări, au studiat acolo și vin în România încercând să facă ceva și nu sunt primiți pentru că sperie competențele lor, îi sperie pe incompetenții rămași în funcții acasă și fac tot ce pot ca să îi îndepărteze. Dorin Bodea, Andrei Manolescu, vă mulțumim pentru această discuție. Dosarul de săptămână aceasta din Dilema Veche are ca temă incompetența. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând!